Pe durata ultimului an, perioada în care pandemia de coronavirus a îngenunchiat o lume întreagă, sectorul Horeca a fost unul dintre cele mai afectate de măsurile impuse pentru prevenirea și atenuarea răspândirii virusului. Nu este o excepție nici țara noastră. Multe baruri, restaurante și cafenele și-au sistat activitatea, iar situația financiară a celor care s-au menținut pe linia de plutire nu este deloc ușoară. Am început anul 2021 cu încasări mai mici, cu 70%. Situația este foarte critică. Iar în urma declarațiilor doamnei președinte, instaurarea unei stări de urgență generale, care ar presupune un lockdown, îngrijorează foarte mult, întrucât asta presupune intrarea într-o moarte clinică a sectorului Horeca. Sectorul Horeca pur și simplu nu își va reveni și intră într-un faliment în masă. În cazul în care Guvernul Republicii Moldova nu își poate asuma această subvenționare financiară a cetățenilor și a unităților economice, atunci un lockdown pur și simplu nu are sens, pentru că lăsăm oameni în stradă fără resurse de supraviețuire și atunci asta afectează și sănătatea publică. Mai mult, Zasavitsky a subliniat că majoritatea unităților de alimentație publică respectă cu strictețe măsurile impuse de CNSP, motiv pentru care nu vede rostul sistemei activității acestora. Nici într-o statistică din Republica Moldova nu este demonstrat că unitățile de alimentație publică sunt focare de infecție, pentru că noi totuși avem un triaj la intrare. Totuși cetățenii și-au schimbat comportamentul social și sunt mult mai responsabili și nimeni nu-și permite cu un simplu strănut să intre într-o unitate de alimentație publică și chiar dacă a intrat, credeți-mă că angajații localului sunt primii care reacționează și roagă să părăsească locul pentru că ei sunt cointeresați să-și păstreze locul de muncă și să aibă grijă de sănătatea lor. Totodată, Zasavitsky salută decizia autorităților locale de a suspenda licența de activitate a agenților economici care încalcă cu regularitate măsurile impuse de CNSP. Potrivit acesteia, ceea ce se întâmplă este o injustiție, iar obrăznicia unor agenți economici nu face decât să știrbească din imaginea întregului sector. Se creează o concurență neloială între unitățile care respectă și ele sunt majoritatea și cele care nu respectă. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și de situația pandemică și nu înțelegem de ce din cauza unor 6 agenți economici trebuie să sufere un sector întreg care respectă și nu doar programul de activitate, dar și celelalte norme anti-COVID. Mi se pare incorrect și această măsură trebuia implementată de la bun început. Amintim că sâmbătă președintele Maia Sandu a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia i-a recomandat guvernului să instituie stare de urgență pe întreg teritoriul țării.